Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Tier List. De data aceasta revenim cu un episod în care reacționăm la toate Brawl Talk-urile. Bineînțeles că nu o să luăm toate Brawl Talk-urile complete, pentru că a durat foarte mult, cred că peste o oră ca să ne uităm. Dar vedeți bine că am făcut un top în care constă în 3 categorii: update foarte bun, update decent și update foarte slab. E bine, după cum observați aici avem, din ce știu eu, 23, dar ele sunt 26 în total. Dacă nu mă înșel, dacă nu spun vreo prostie, lipsesc 3 thumbnail-uri din ultimele 3 Brawl Talk-uri, dar nu este nicio problemă pentru că noi o să le punem imaginar. Din păcate nu știu dacă pot să resetez sau să fac acest top, dar imaginar, ultimele 3 update-uri o să le punem noi ca virulă categorii aici, gen pe topuri. Înțelegeți voi ce vreau să zic. Cu toate astea, nu uitați de butonul de like, să facem peste 5.000 de like-uri, ăsta este targetul dacă vreți să mai facem tier list-uri de genul. Și dați-mi păreri sau sugestii. Ok, se pare că spune acolo că sunt 25 și lipsesc 3, deci 28 sunt în total. Că sunteți live pe Petro, deci dați un follow Petro pe primul descriere și le mulțumesc băieților că mă ajută acolo. Că acolo facem mai multe chestii și puteți să dați în secțiunea de comentarii să scrieți ce ați vrea pe viitor să mai facem. Tier list cu brawleri, tier list cu cărți pe Clash Royale care mi se par mie cele mai bune și jucate și așa mai departe. Sau chiar și update-uri pe Clash Royale. Cred că am putea face și chestia asta, dar nu știu dacă găsesc eu gen sau să fac un top de genul ăsta. Bineînțeles, 5.000 de like-uri, codul mă dă pe shop și hai să dăm drumul. Primul este când s-a băgat Leon, practic când a fost lansat jocul global. Aici o să ne uităm imediat în mare parte, așa o să dăm pe sărite, să vedem ca să putem, așa vom face de fiecare dată. De fiecare dată la fiecare Brawl Talk în parte. Ne uităm așa, vedem s-a băgat asta, deci update-ul merită, nu știu, foarte bun sau foarte slab sau așa mai departe. Deci, acesta este primul când s-a lansat global. Exact cum vă spuneam. Jocul ăsta a fost lansat global, sincer să fiu, nu știu, update-ul ăsta în mare parte că s-a lansat global și că a fost băgat Leon, nu aș vedea nimic altceva special. Pe lângă faptul că știți bine că Leon pe atunci nici nu avea shuriken-ul acela, adică avea mecanica la fel ca a lui Colt. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică, nu știu, update-ul ăsta... Aici ce vreau să zică cu Bull și cu Nita că sunt brawler noi? Ia uite, legendar! Shelly. Winning. We've got a ton of brawlers and skins that have been revamped. We have revamped Shelly. Se pare că remodel cred că au primit. Cred că au primit remodel și nu pot considera faptul că un remodel te poate ajuta foarte mult pe joc. Și aici cu Plistene, bă, sincer, ca fiind un update, ca fiind un update în care s-a lansat jocul global, și nu s-a băgat foarte multe decât un brawler, un simplu brawler și niște remodeluri, ca să zic așa, remodeluri, în fine, nu înțeleg ce vreau să zic. Cred că aș miza la decent. Deci da, exact cum spuneam, update-ul ăsta primul la decent, pentru că efectiv s-a făcut 3D jocul, gen mapele și câțiva brawleri remodelați, dar n-a fost nimic care să zici că mama a rupt normele și a bubuit din prima. Chiar dacă probabil să fi pus update-ul la foarte bun, nu cred că are sens ca să ne pripim. După aceea avem acesta cu Jin. Ia să vedem ce a fost adăugat aici. Se pare că am avut skin-uri noi, un nou environment, balance change și brawlerul Jin. Băi, dar voi observați că fiecare update pe Brawl Stars s-a constat în atât un brawler. Balance change-ul ca pe Clash Royale și ca pe toate celelalte jocuri. Un environment sau un game mode și nimic altceva, și remodel, poate și remodel. Deci, nu știu ce să zic sincer, aș miza pe faptul că și acesta ar fi decent. Ia să vedem la Star Power. On the character side, we want to address the star powers to make them more equal in power amongst all the brawlers. Deci a băgat și Star Power aici sau nu? Nu cred că a fost update-ul cu Star Power-uri. Dar nu știu, bă, pot spune și pot miza pe faptul, nu știu, puteți să mă întrerupeți sau puteți să spuneți orice altceva, orice altă părere. Pot miza pe faptul că update-urile astea nu pot fi considerate la foarte bune. Deci acum a gândit toată treaba asta, poate atunci la momentul respectiv erau bune, gen, erau excelente. De la multe de față și acesta îl pot considera și îl pot pune la decent, adică au fost skin-uri băgate aici. Cred că Star Power fără doar și poate erau dinainte băgate și n-are sens nicio treabă acum să fie adăugate. Dar au băgat skin-uri și brawler, deci tot decent. Nu poți considera un update bun ăla când bagă skin-uri și brawler. Și un brawler, atât. Deci exact cum vă spuneam, acest Brawl Talk o să-l trecem la update decent. Pentru că am spus mai devreme, nu vreau să mă mai repede foarte multe ori. După aceea avem când a fost adăugat Carl. Și game mode-ul nou Siege. Hai să reacționăm, s-ar putea să fie același lucru. Doar că e un game mode
și că a fost adăugat cal, astfel încât a fost, mi se pare mie, rar. Dacă nu știu, dacă n-am uitat bine sau super rar, vedem imediat. Exact cum spuneam, aici a fost adăugat Game of the Siege, pe care cu toții îl știm, n-are sens să ne mai uităm încă o dată. Ne zice aici la început, asta e un lucru foarte bun. Deci a fost adăugat așa, New Brawler, Carl. După aceea avem noi skin-uri, același lucru, Game of the nou, Siege. Și atât. Încă mă minunez de faptul că acest joc a fost atât de popular atâta timp. Făcând niște update-uri destul de slăbuțe, man. Adică dacă acum te gândești și vezi update-urile astea în 2022, îți poți da seama că, bă, la timpul acela chiar erau foarte slabe, bro. Acum ați văzut oricât de multe s-ar băga, update-ul moare după o săptămână sau ceva de genul ăsta. Nu știu ce să zic. Măcar îl arată pe Carl. Deci chiar nu știu ce să zic, uite-l aici pe Carl. Da, tot la update decent o să pun și acest Brawl Talk. Tot la decent, n-am cum să zic mai multe. După aceea, avem acesta în care ne prezintă skin-urile și New Brawler. Oare aici este roza? Cred că este roza Brawlerul nou. Revenim la Brawl Talk-ul ăsta, tot la fel, New Brawler, New Skin and More. Ia zi frățiorul meu, aceeași mecanică, New Brawler, New Skin. Și a venit Dani, bro. Deci putem spune că din Brawl Talk-ul ăsta deja îl avem pe Dani. Și încă a rezistat de pe atunci Dani în echipă. Ia ușu. Pe Roza. Deci a prezentat-o pe Roza, bun. Niște skin-uri. Și Banita și așa mai departe. We're changing how meteors work. They will now target big. Aici au băgat chestia asta pentru teamer, mamă, am și uitat lucrul ăsta. Când băgaseră meteoriții și diferite chestii de astea de energy drink și așa mai departe ca să nu mai se împiedice teaming-ul, dar se pare că tot n-au reușit de pe atunci. A băgat modifier, da, chestii din acelea modificate. Nu știu, din nou mă gândesc la faptul că dacă chestiile astea erau adăugate acum, erau nesemnificative. Dar probabil la timpul acela erau foarte bune, mai ales că era un hype foarte mare pentru teaming. Că nu o să se mai facă teaming cu modifier-urile acelea. Nu știu ce să zic. A primit și remodel Bo. Crow tot ziceau acolo că o să primească buff dacă da subscribe, vrăjeală de aia. Nu știu ce să zic. Cred că hai să o luăm din punct de vedere al momentului aceluia. Și acum dacă se bagă pe solo, fiind game mode-ul meu favorit, dar nemai jucând pentru că se făcea teaming, cred că era o chestie foarte bună că se băgaseră modifierile acelea. Deci, gândindu-ne la momentul acela, eu zic că update-ul ăsta era foarte bun. Dar acum dacă noi ne gândim, ar fi gen super aiurea, super nașpa. Deci hai măcar să-l punem pe acesta la foarte bun. Deci încă o mențiune am că ne gândim la momentul acela. Ca și cum acum ar fi prima dată când vine Brawl Stars, se bagă update-ul ăsta și suntem foarte hype și așa mai departe. Deci la momentul acela, nu la momentul acesta din prezent. Deci îl punem la un update foarte bun. Din nou vă zic, la trecut, nu la prezent. După aceea avem Retropolis, New Brawler, skin-uri și Bibi. Uitați-vă și voi, același lucru, frate, același lucru se întâmplă la fiecare Brawl Talk. Ia să vedem aici ce aveam noi. Avem Retropolis-ul, environment-ul, deci New Brawler, New Skin-uri, New Environment. Atât. Aici a venit Dani cu Frank, da, bun. Bibi, vorbesc despre ea, Bibi epică. Aici, din nou, știu bine, când era hype-ul ăla foarte mare de... Noi, environment-ul, credeam că e ceva, mamă, de domeniul fantasticului. A venit Bibi cu bubblegum-ul ăla de... Ia uite hit, mi se pare că hit-ul a fost micșora la Bibi sau care era faza? Cred că era mai mare, bro. Era mai mare înainte sau... Nici nu mai știu, sincer. Sau poate e cam același. Ia uite, skin-uri. Deci avem Brawler, skin-uri. Environment-ul de Retropolis. Doamne, cât de hype eram pe atunci, frate. Anumite mape care au venit înapoi, deci pot considera, fără doar și poate, că acest Brawl Talk, acest update a fost decent sau chiar spre dezastru, adică chiar a fost prea slab update-ul ăsta. În afară de Bibi
și niște skin-uri, nu pot considera altceva. Din păcate, o să-l punem la update foarte slab. Știi de ce zic chestia asta și m-am gândit? Pentru că a fost adăugat un brawler, au fost adăugate skin-uri, environment care este efectiv degeaba, nu game mode nou, nu balance change, că cel puțin nu le-a anunțat, dar bine, unele brawl talk-uri nu au mai anunțat balance change-ul, după aceea l-am, noi creatorii de conținut l-am arătat. Deci, foarte slab, bro, pare rău, unul dintre cele mai slabe de pe atunci. În rest, uite, a fost adăugat Sigiu și ăsta pot spune că a fost slăbuț. Dar lăsăm fiind de început atunci la momentul acela cum ar veni, dar după aceea aveam pretenții ca să vină ceva mult mai bun. Acum suntem la update-ul în care a venit brawlerul Obit Trophy Road și a venit din vacanță, din vacanța de vară. Ia să vedem noi aici, că nici nu mai știu. Deci a venit Obit, ok, a fost băgate star points-urile, da, măcar a fost un lucru bun, au fost adăugate și skin-uri totodată, putem spune lucrul ăsta. De ce Obit la 6000 de trofee? Așa, îl prezintă foarte mult pe Obit. Leon care primește skin. Skin-ul cu Star Points, da, atunci a fost adăugat Star Points-ul pentru prima dată. Știu că dau pe repede pentru că n-are sens ca să-ți prelungim foarte mult. Piper remodel. Bă, mare parte din ce observ eu pe aici, îl consider la decent. N-a fost dezastru, decent, din simplu fapt că au băgat star points-urile alea și măcar e un plus adus că au fost skin-uri practic, dar oricum au fost dezastru skin-urile, adică n-a fost wow alea cu star points-uri, dar au fost băgat star points-urile și skin-urile cu star points-uri, deci, da, o să-l clasez la decent. Exact cum spuneam, îl trecem la decent. Pentru că a făcut, era gen foarte slab, dar pentru că s-a băgat star points-uri și așa mai departe, să zicem că a meritat. După aceea, au venit star power-urile. Wow, wow, wow. Deci a venit Tic cu star. Știu că eram live pe atunci pe StreamCraft. Pe StreamCraft când venise Brawl Talk-ul. Sau ceva de genul ăla. Că el nu se programa dinainte Brawl Talk-ul și așa mai departe. Și eram foarte hype de lucrul ăsta. Cu bo, cu mamă, nebunie totală, sincer, pe atunci. Așa, deci exact cum vă spuneam, aici a fost lansat Tic, Trophy Road, New Brawler, New Skin, New End Game Content. Ia auzi, mă, cum cenzurau ca să nu se audă totul din prima, deci aici îl prezintă pe Tic. Bun, Tic cu minele lui. Pe care puteam să-l luăm la 4000 de trofee. După aceea au venit skin-uri cu star points-uri. Ce au rupt pe atunci, adică erau geniale. Erau geniale skin-urile alea cu star points-uri. Aici știu că a fost un buff de trofee bună gândită chestia asta. Da, 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 exact. A fost foarte bine gândită lucrul ăsta. Foarte bine. Ia uite cum arăta Bo. Bro, uite cum arăta boss ăsta de gold înainte, wow! Cu negru gen. Iau, și după aceea anunțau star power-urile, adică de fapt erau în Brawl Talk-ul ăsta anunțate. Mă, sincer, foarte bun. Update-ul ăsta pe atunci a rupt. Eram mega entuziasmat pe StreamCraft, eram genial de hype cu toată treaba asta, mai ales cu boost-ul acela de trofee. Da, 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 clar. Deci fără doar și poate pe acesta îl încadrăm la foarte bun. După aceea avem New Brawler Sandy. Oh, a fost adăugat Brawlerul Sandy legendar. Da, 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 după Leon practic. Da, după Leon a fost adăugat Sandy după mult timp. Deci, acesta este Sandy-ul. Legendary Brawler, New Skin. El Primo remodel. Show special pentru voi, bun. Deci trecem peste, aici este prezentarea Sandy-ului, a rupt normele. Era genială Sandy la momentul acela. Genial, că este băiat. Tot timpul greșesc lucrul ăsta. El Primo a primit remodel pe skin-ul și pe tot ce trebuie. Iau, El Rudo este... După aceea avem un skin. Sleepy Sandy. Bo, Jesse primise remodel cu Brock pe skin-uri. Prezintă astea finalele.
Oh, no! Lone Star și Takedown-ul a fost adăugate ca game mode-uri pe atunci. Ce facem noi aici, bro? Deci, acum există două chestii. Update-ul ăsta pot să-l trec la foarte bun, la momentul acela în trecut. În trecut atunci vă dați seama că era genial cu Takedown și Lone Star, foarte hype. Game mode-uri noi, cum suntem acum, dar nu știm mai departe ce o să fie, cât de enervante o să fie și așa mai departe. La momentul acela era genial. Îl pun la foarte bun pentru că băgaseră game mode-uri noi și era și Sandyu, doar că a fost legendar și nu prea erau atât de wow că îl luai greu. Dar Takedown-ul și Lone Star port considerat și da, puteți să mă contraziceți că au fost niște game mode-uri cam enervante, adică foarte enervante și incorrecte. De asta nici l-am mai băgat pe joc, dar la momentul acela a fost un update foarte bun. Acum, dacă ar fi să-l bage Takedown și Lone Star să se ducă, nici n-am nevoie de game mode-urile acelea. Și uite că a venit și Brawlowin-ul peste noi. Un alt update pot spune bun din punct de vedere al skin-urilor, dar enervant din punct de vedere al game mode-ului Graveyard Shift. A fost nebunie cu Graveyard Shift-ul ăla. Aici nu înțeleg foarte bine, deci Emzo a fost adăugat ca Brawler, nu? Da, deci Emzo a fost adăugat ca Brawler. Da, exact. Și auzi, este gratis la 1000 de trofee. Skin-urile care au fost adăugate la momentul acela, Party Frank-ul, DJ Frank-ul de fapt. Ia auzi, și a fost adăugat Power Play-ul aici, bro. Bă, sincer, tot la fel, la momentul acela a fost genial update-ul ăsta. This is going to be really special for the in-game players. You unlock it when you get your first maxed vaulted. Da, tăticu, a fost șmecher rău de tot ăsta atunci. Ca să dea un boost de star points-uri pe joc, de power points-uri, de star points-uri. Da, îl consider un update bun, gen un update foarte bun atunci. La momentul acela chiar a fost bun, bun de tot. Chiar dacă Graveyard Shift ulterior și el enervant ca game mode. Deci Brawlowin-ul, exact cum vă spuneam, o să-l trecem la un update foarte bun, chiar dacă Graveyard Shift-ul nu a fost ce trebuie. La momentul acela a rupt update-ul și mi-a plăcut extraordinar de mult. Primul Brawlowin, primul update de Brawlowin, gen de Halloween, ca să zic așa, de pe atunci. După aceea, țin bine minte acest update, care a fost doar cu skin-uri, dezastru total și nu mi-a plăcut absolut deloc. Cred că pot să-l pun de pe acum la update foarte slab, dar haideți să ne uităm peste el puțin, că poate nu mai țin eu bine minte. Dacă vă spuneam, are doar un minut, Brawl Talk-ul, atenție mare de tot. Și uite, și spunea, ia uite, vezi spike-ul ăsta? Uite cât de mare e. Noi suntem aici, practic asta înseamnă update-ul, că este un update foarte mic. Well, that's because this is Brawl Stars' tiniest update. Tiniest update. First Brawl Stars. A spus aici de finale. De mamă, deci luna asta a fost chiar aiurea, rău de tot, adică dezastru total. Adică pe bune, să bagi niște skin-uri și atât. Atunci chiar începuse să devină puțin aiurea, știți ce zic? Deci exact cum vă spuneam, ăsta l-am pus cum trebuie din prima. După aceea avem update-ul cu pirați. Brawl Stars cu pirați, bă băiatule, mi se pare că atunci a fost barca aceea de se mișca de pe o parte pe alta. De trebuia să furi cadou. Bă, îmi plăcea foarte mult aia cu barca de tot timpul se mișca, te ducea cadou într-o parte. Puteai să te miști bine când era jos barca, dar când erai sus te mișcai mai greu cu caracterul. Era foarte tare chestia asta. Și cred că e un update chiar foarte bun, dar hai să mai vedem încă puțin, să ne aducem aminte. Dar exact cum vă spuneam, veneau o grămadă de skin-uri. B, care era epică pe atunci. Ia uite-l. Pe Ryan, care era costumat. Asta mi se pare că a fost de Crăciun sau ceva de genul. Ia să vedem ce spune aici. Deci aveam așa. New environment. New brawlers. New skin și new game mode. Era genial, deci Pirat Poco, Corsair Colt, ceea ce trebuie să vină din nou, acum, la reducere, pentru că au rupt skin-urile astea și cred că este ultimul an în care vin, dacă nu mă înșel, aceste skin-uri, să le luați. Da, știu și eu, Captain Carl la fel și B, Brawler nou. Mă, dar nu se mișca barca pe atunci, vorbesc serios? Nu ține bine minte chestia asta? Ah, nu, asta era environmentul de Gengra, bro. După aceea cred că l-arată pe ăla cu... cu furatul cadoului. A, și Max a fost adăugat B și Max în update-ul ăsta. Nu. Nu pot să nu consider update-ul ăsta foarte bun pe atunci. A fost doi brawler adăugați, Epic și Mythic. Pe lângă faptul că am avut și un game on nou. Ia uite. Present Plunder.
quite similar to brawl ball, except you have like two presses. Dar de ce nu se mișcă barca? Bro, când a fost chestia asta cu mișcatul bărcii? Cred că când a fost băgat pe joc. Și nu când a fost prezentat în Brawl Talk. Da, nu, bă, spuneți în comentarii. Spuneți în comentarii, nu s-a mișcat barca, adică nu era game-ul de ăsta Present Plunder în care se mișca barca? După ce ulterior au băgat Present Plunder-ul fără să mai fie pe vreo barcă decât pe o mapă normală. Deci au fost adăugate foarte multe chestii. Mi se pare că aici s-au dat și cadouri, cred că de Crăciun. No, nici nu are sens să mai tragem de timp. Un update foarte bun a fost acesta. Deci fără doar și poate, la foarte bun îl trecem. După aceea avem pe Mr. P, New Game Mode. Și Mr. P care a fost adăugat, Mr. P Mythic, dacă știți bine chestia asta. Acesta este, brotherilor, mamă, deci a fost nebunie totală, bro, tarcula. Deci aici, dar Mr. P este brawl nou, work in progress, deci spunea că încă este în progres. Fiți atenți aici, Mr. P. Uitați-vă cum ataca. Uite, brodere, mamă, dar ce hit avea, avea hit de Jesse, bro, what? Nici măcar nu tădea cu servieta. Wow, deci nici nu dădea cu servieta, practic era un fel de mecanică a Jesse-ului. N-avea nicio logică, efectiv, nicio logică brawler în sine. 980 era damage-ul. Și venea și cu Mr. P, work in progress, agent Mr. P. Heroin BB meritată, frumos, rău skin-ul Heroin BB la momentul acela. Tara, 8-bit, virus 8-bit, de l-am cumpărat și am dat pe el 300 de gemuri, cred că 300 de gemuri. Cupid Piper, asta pentru a salva Australia. Sigur, brodere, mega, trofi road-ul a fost schimbat. Ăsta de făcea aici reclamă. Ozone, a fost adăugat Ozone-ul pe atunci și încă a rămas în continuare pe joc. Un game mod bun. Un game mod bun, frățiorii mei. Bă, sincer, clasăm update-ul ăsta la... Bă, rămânând și plăcându-mi foarte mult Ozone-ul, îl consider la foarte bun. Pentru că a rămas în continuare game mod-ul și n-a fost un update dezastru, ca să zic așa, scoțând, să zicem, brawlerul ăsta, gen brawlerul. Nici brawlerul nu l-a scos, că n-am scos niciun brawler din joc, dar nici Ozone-ul. Deci exact cum vă spuneam, ăsta cu Mr. P o să-l trecem la foarte bun, a fost un update genial. Și n-am avut ce să comentez, doar că ați văzut Mr. P a primit model de-a lungul timpului ca să arunce cu servieta. Avea o mecanică foarte ciudată când a fost arătat pe Brawl Talk. Acum trecem la update-ul în care a venit Jackie împreună cu gadgeturile. Nu mai știu cum era update-ul ăsta în afară de gadget-uri și ce mai avea, dar cred că îl consider top. Adică gadget-urile chiar au fost conținut în plus pe joc. Bun, deci suntem aici la Brawl Talk-ul cu Jackie, ia uite-o. Un Jackie care nu prea a fost atât de bună de-a lungul timpului pe joc. Ia, ce zice aici? New Brawlers, wow, new skin. Reworked environment, adică au modificat environment-ul și nou environment. New challenge-uri și gadget-uri, bro, au fost multe adăugate la momentul acela. Multe de tot, ia vezi gadget-uri. Bineînțeles că n-au fost toate adăugate odată. Bă, update-ul ăsta de pe acum, din prezentare, pare foarte bun. Auto pe Jackie, bun, o înțelegem pe Jackie, o știm, după aceea skin-urile respective. Nu ne interesează, a fost și PSG Shelly cu challenge, ce a fost adăugat și ne-a dat gratis. Așa. Ia uși. So if you've ever been in a match where one player's trophies seemed too low, well, that makes you an underdog. If you're an underdog, a fost adăugat pe atunci, wow. Coming in April, după aceea vine Tanuki. Oh, da, știu. Și vine Sprout, bă. Coach Mike, Horus, bă, Tanuki, Josh și face sunetul ăla. Ciudat, al lui Sprout. Da, bă, ce amintiri, man, ce amintiri de... Ne făceam tot felul de calcule nebunică, uite cum e Sprout, uite cum arată Sproutul. Nu ne așteptam, doi brawler din nou, da. Asta chiar a fost un update foarte bun pe atunci. Mamă, deci
multe aptituri care la momentul acela au rupt. Dar acum dacă stai să te gândești, nu prea. Bine, na, tot timpul când îți aduce atâtea chestii, atâtea conținut nou, te bucuri. După aceea avem Gale și apare Brawl Pass-ul. Mamă, e de discutat acum. Voi ce credeți? Brawl Pass-ul a schimbat jocul? Radical? Sau nu? Asta e întrebarea. Deci în acest... în acest Brawl Talk a venit Brawl Pass-ul, băieți. New Brawler, new skin, Hotzone is back și Brawl Pass. Au, ce bucuros era Ryan, let's go. A fost nebunie cu Brawl Pass-ul pe atunci. Doamne, deci... Dar știți ce nu-mi place mie? Că Brawl Pass-ul a rămas același neschimbat de la bun început. Și acum suntem la sezonul... Mă, ce sezon? Că am și uitat, bro. Ce sezon? 10, 11, 12? La ce sezon suntem acum? Că nici nu mai știu, poate să mă ajute băieții puțin. Cred că sezonul 10. Au trecut o grămadă de sezoane și nu s-a schimbat absolut nimic. Și gândiți-vă că un sezon durează 2 luni. Chromatic Brawler. A fost chromaticul adăugat pe joc. Realitatea cromatică. Misiunile. Powerpoint-uri, Brawl Box-uri, B-Box-uri, Mega Box-uri, dar au fost scoase gemurile de pe joc. Ceea ce de-a lungul timpului ne-a cam costat acest lucru. Gemurile puteai să le iei doar din PES. A fost adăugat Gale, Rogue Mortis, Tropical Sprout, Skin pe Bull. A fost adăugat Big Game-ul aici, boss fight-ul, bă, vorbesc serios? Boss fight and big game. They're not gone, they've been condensed into 2 minute matches. Ah, nu mă, nu a fost remodelat, cum să fie adăugat, bro, că și a fost de mult. Ia uite Hotzone-ul cum era cu steag din ăstea, lol, pus. Nu înțeleg ulterior de ce au scos steagurile acelea. Habar nu am. Arăta bine cu steagul ăla pus. Hai, bă, sincer, după aceea ce spuneți? A, Naniu, da, 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 nu, 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 clar. Update foarte bun, chiar dacă băga Brawl Pass-ul și un minus, faptul că gemurile au fost scoase de pe joc, chiar a fost un update reușit. Și uite Naniu cât de mare, wow! Mă, deci uite Naniu cât de mare era pe hartă. Mă, parcă e mai mare decât e acum la normal. Cute! Era imensă, Nani. Deci acesta cu Brawl Pass să-l trecem la foarte bun, un update foarte bun. După aceea avem Summer of Monsters, când a fost adăugat, dacă nu mă înșel, Super City Rampage. Wow, 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 țin bine minte și update-ul ăsta. Asta în care se prostea acolo Ryan cu bam, 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 piu, piu. Dădea acolo pe jos. Deci, ce avem aici? The Summer of Monsters. Îl avem pe Surge, Brawler nou. Surge care și acum rupe în continuare. Și efectiv a fost nebunie cu Surge. Nebunie și încă este. Exclusiv skin. Mecha Paladin Surge. Ah, dacă era PES-ul, da. Că Surge a fost cromatic și uite, spunea că 10 săptămâni, acum va dura 7 săptămâni PES-ul. Aveam skin-uri de silver și de gold care costau bani, o mare prostie pentru cei care au cheltuit bani pe ele. Că ați văzut acum cât de mult contează să-ți maxezi contul. Mega Beetle Beast skin-uri, bla bla bla, New Game, o Super City Rampage, dezastru de atunci de când au băgat până acum, n-a primit niciun remodel. Pot considera faptul că acest update, cred că a fost decent, chiar spre dezastru. Hotzone-ul să fie în rotație, că practic le-a plăcut oamenilor. Trophy Road a fost modificat? Da, a fost modificat la 50.000 din nou. Nu ne-a ajutat cu nimic Trophy Road-ul ăla. 10 gadget-uri noi. Nu pot pune acest update, acest Brawl Talk la unul foarte bun. Fără doar și poate îl voi pune la decent. Chiar dacă au fost multe adăugate, Super City Rampage n-a primit remodel, n-a fost nimic, wow, a fost foarte greu, fără bug, nu puteți face Insane 16 fără bug-ul ăla cu Bo, să faci Explode-ul acela, n-a fost nimic, wow. După aceea vine Star Park-ul, ceea ce nu prea mi-a plăcut absolut deloc și probabil voi trece la foarte slab, dar hai să ne readucem aminte de ce s-a întâmplat. Aici a fost nebunie curată, pentru că mi se pare că au venit chinezoi și bă, am urât din suflet faptul că... Ăștia au durat 6 minute, 7 minute, cât a durat frate, ești nebun cu chinezii ăștia și au prezentat Coletul, care a fost brawlerul cromatic.
Asta aici acum la Hequit, Brawl Talk și așa mai departe, nu mi-a plăcut. Deci efectiv, în continuare nu-mi place Star Park-ul, că e multă palavrageală fără conținut, fără nimic altceva. Gift Shop, aici am crezut că o să poți să dai și tu cadouri. De exemplu, unui abonat să-i faci cadou un skin, să-i faci ceva, nu știu, interesant. Chiar eram foarte hype pe lucrul acesta și se pare că nu s-a întâmplat acest lucru. După ce a venit chinezoi, n-are sens ca să mai prelungim acest episod. Deci, da, știu bine că aici am luat Sensacou pe mine, crezând că o să fie un update foarte bun, da. Mare dezamăgire. Deci îl trecem la un update foarte slab. Îmi pare rău, nu mi-a plăcut. Efectiv a fost, nu știu, degeaba. Pot considera că la fel ca ăsta, de s-a băgat skin-uri. Să fim serioși. Stai că am pus așa, bun. După aia urmează Amber, când a fost băgat un nou brawler legendar după Sandy, după foarte mult timp. Și map maker-ul în care puteți să customizezi tu mapele și să faci cum vrei tu. Mapele comunității unde puteai să câștigi trofee, acum nu mai poți să mai câștigi. Ăsta îl pot considera un update foarte bun, dar hai să ne uităm. Și revenim la update-ul în care a fost băgat. Welcome to Brawl Talk. Opa, aici a fost Halloween-ul. Halloween-ul cel de-al doilea, practic din al doilea an. Ia uzi, am avut noi environment? Stai mă că am și uitat, ești nebun? Stai că am și uitat, nu, eu mai știu. Deci, a fost băgată Amber, extraordinar de bună, bă, rupere cu Amber, a primit la nerf-uri de s-a plictisit, avea viteză genială, avea gadget, avea super, uite ce viteză avea pe băiatule, bă, deci era peste tot, hitul ăla infinit de nu se mai termina. A fost rupere, deci cu Amber chiar regret faptul că skin-uri foarte reușite. Regret că Amber atunci n-am pușat-o foarte mult. Underworld Bo, Zombie Bibi. Și știu că a mai fost adăugat ceva, nu? Sau doar astea a fost skin-urile de Halloween? A fost nebunie. Rosa, skin gratis din challenge pe care puteai să le iei la 12 win-uri. Da, țin minte. Pin-uri. Așa, Brosta Seasports. Ăsta de puteai să-l cumperi cu 25 de lei și acum nu mai poți să mai iei absolut deloc. Deloc. Așa. $1,000,000. Graveyard Shift a fost adăugat din nou. Asta cu colectul automat de la Brawl Pass. Și a venit map maker-ul care era în beta. Da. Știu că pe atunci am prezentat și eu parcă. Bă, nu știu unde să-l... Știți care a fost faza? Map maker-ul a fost un lucru reușit. Chiar a fost reușit map maker-ul pe joc. Poți considera că a fost un update foarte bun? Dar nu chiar atât de wow, că n-a fost un conținut. Ba da, că și Amber a fost bună ca brawler. Chiar dacă a fost legendar. Nu, un update foarte bun și acesta. Se pare că update-ul ăsta de Halloween pentru ei a fost o tradiție ca să fie bune și să adauge multe chestii noi. Da. Îl trecem aici. Sunt curios, acum vine al treilea an. O să urmeze al treilea an de Halloween. Să vedem dacă chiar... În prezent, ne ajută foarte mult update-ul ăsta și chiar a fost wow. După aceea vine Lu, cred că aici este sezonul cu Lu, când a fost adăugat acum, atunci de sărbători. Așa, a venit Brawly Days-ul, a venit Brawlerul Lu din PES, care sincer a fost cam dezastru, nu mi-a plăcut deloc. Cromatic, asta cu șansa de spus este atunci, n-are sens ca să mai prelungim, ăsta este skin-ul din PES, Choco Piper, Coney Max, Coco Piper, Choco Piper, nu mai contează, ăsta spuneam continuu de finale și așa mai departe. Ăsta unde map maker-ul, bă, dar pot considera că asta cu map maker-ul este în Brawl Talk-ul de l-am prezentat mai devreme, pentru că atunci a fost adăugat. Aici doar au adăugat faptul ca să iei trofee și să le pună la cycle-ul. Da, fără doar și poate asta a fost un update slab, foarte slab a fost. Adică nu a arătat mare lucru, doar că a venit map maker-ul care efectiv a fost pentru trofee, dar trofeele efectiv se profita foarte mult decât de anumiți brawleri. Ca să poți face trofee, cum e acum a fost bug-ul de la duel, dacă ați văzut bine. Deci, un update foarte dezastru. După aceea avem, ăsta nici nu are sens. Cred că îl pun de pe acum. Îl pun de pe acum la un update genial, pentru că a fost de Crăciun. Știu că atunci a trecut prin o perioadă foarte nasoală de depresie. Știți voi din ce cauză, n-are sens să mai pronunț lucrurile acestea, în care am jucat foarte mult. Știu că făcuse și Revelion împreună.
A fost adăugat Edgar, care a fost dat gratis. L-am făcut pe Edgar rank 35 pe Present Plunder. L-am făcut pe Byron, a fost un update genial, mi-a plăcut extraordinar de mult luna aceea. Am făcut la live-uri nebunie efectiv pe YouTube. Dar hai să ne readucem aminte din Brawl Talk. 4 minute avea acest Brawl Talk. 2 brawler noi. Broly Day is here. Deci acum un an putem spune. A fost date premii care practic apăreau aici, dar nu vedeți după mine, cu megabox-uri și așa mai departe. Byron încă rămâne un brawler bun. De suport, pot spune. De suport rămâne un brawler bun. Nu face prea multe, dar e bun. E bun. Rămâne în continuare. După aceea, ce aveam? Holiday Party Frank, care din nou merită cumpărat. Toți banii merită. A fost și la reducere acum și v-am spus ca să luați. Așa, ăstea cu Silver și asta nu mă interesează. Broly Days Challenge-ul ne-a dat Bo gratis, Wario Bo, da. Meritat. Aici unde s-a băgat, cred că steluța aceea, da, să nu mai fie draw la bounty. S-au adăugat timer și pe Sea și pe Gem Grab. Present Plunder-ul și acum a apărut să Edgar aici de ne dădea moca. Ia uite, a lot of stuff. Ia uite, bă, parcă era altceva, frate, era altceva, cadouri, ceva gratis, wow. Acum un megabox nu semnifică nimic dacă îți dă gratis. Ia uite Edgar, frate, cât de OP era aici, nebun. A, rupt Edgar. Nebunie de brawler. And it makes him leap over obstacles to get close up to his prey. So you can wait and see. Da, încă mi-aduc aminte, bro, un update extraordinar de bun. Ce, cred că trebuie să fie pus chestia aia cu extraordinar de bun, dar am zis că na. Să nu pun prea multe categorii. Da, genial, genial. După aia avem sezonul unde vine Ruffs, colonelul Ruffs Star Force Season. Bă, nu mai țin bine minte ce a fost aici. Dar hai să aruncăm un ochi. Aici a fost momentul în care s-au costumat Dani și cu... Nu, Ryan, da, Dani și cu Ryan. Ia uite-i. Bam, cu tematică de navă spațială, environmentul ăla spațial și mai departe. A fost adăugat colonelul Ruffs. Le-a arătat, l-a prezentat. După aceea, skin-ul pe Ruffs, a venit Bull, skin-ul pe Spike... Skin pe Colette. Bă, sincer să fiu. Gadgeturile au fost adăugate din nou pe săptămână. Două pe săptămână. Pinuri animate. Ăla așa. Fără doar și poate. Ruffs și Squeak. A fost și Squeak aici adăugat între timp? Nu știu dacă a fost în update-ul ăsta Squeak. Stai așa că nici nu mai știu, deci așa, așa. Poate la final. Nu. Pot considera faptul că nu a fost adăugat Squeak aici. Deci dacă ar fi fost adăugat, nu mai țin minte. În update-ul ăsta era un update decent. Dar îl pot considera foarte slab update-ul ăsta. Deci da, îmi pare rău. N-a fost un update reușit. După aceea, opa. Ce este ăsta de aici? Trophy Road Brawler? Ce-o băgăm la Trophy Road, că nici nu mai știu? What? Mă credeți că nici nu mai știu ce era brawler la Trophy Road? Stu, cred că, ultimul, nu? Da, m-a fost adăugat Stu, ultimul brawler din Trophy Road, de atunci n-am mai adăugat nimic. S-a mai adăugat. Nu cred că m-a adăugat. Deci, a fost adăugat Stu. E genial, genial a fost Stu. Bă, deci... Mi-a plăcut foarte mult brawlerul și încă îmi place că poți să spamezi acolo superul la nebunie. Ia vezi. De la ce avea HP acolo? Cu un singur hit încă este mecanica aceasta. Superul, aaa, dădea knockback superul, bro. Mamă, deci știu că primise nerf, că era enervat la maxim. Bă, deci era la maxim de enervant. Knockback-ul pe BB, Frank. Doar spamai hit-ul, dude. Așa, a fost adăugat skin pe Dynamite, PSG Mike. Power League-ul adăugat, bine. Încă e enervant faptul că sunt aceleași mape pe Power League de la bun început.
Dar a fost un lucru bun adus jocului Power League. La început eram foarte entuziasmat pentru acest game mod. Puteai să-i skin gratis cu star points-ul din el. Power League-ul deblocai acolo, bam bam bam. S-au adăugat noi mape la Map Maker. Dar doar un simplu brawler care a fost Trophy Road. Cred că e un brawler, un update decent. Ce exact cum vă spuneam, va fi la decent. După aceea avem doi brawler noi cu Bell și cred că aici a venit Squeak. Ăsta cred că o să fie un update reușit, probabil. Ia să vedem. Ăsta când a fost... Mamă, s-a băgat o grămadă de skin-uri, da, și environment-ul ăla cu Western. Bellu a rupt și rupe în continuare. În continuare rupe. Un brawler foarte bun cromatic. Consider că și Fengul cred că o să rupă la momentul actual. Superul, hit-ul, tot ce trebuie. După aceea am avut Gunslinger Colt la primul tier. Quick Draw Edgar pe care l-am. Salut Nobit care a fost în Power League. Așa, ăstea skin-urile nebune. O grămadă, Arc Villain B. Skinurile comunității Supercell Make. A fost adăugat knockout-ul, bro. Bine pe update. Și Squeak, doi brawler. Bă, ăsta a fost un update foarte bun. Am avut conținut. Asta este ce e important. Chiar dacă a fost slab rău. So thank you for watching and we see each other in June. Da. Și aici, din păcate, Ryan... Da, deci aici e un update și de tristețe, pentru că Ryan s-a retras și a zis că nu prea mai apare în Brawl Talk-uri, dar nu o să le mai prezinte, dar el tot o să rămână în comunitate. Și chiar a fost un moment de tristețe, pot spune, deci clar, fără doar și poate va fi la un update foarte bun trecut acesta. Deci da, foarte bun. Mamă, deci o grămadă de update-uri foarte bune. După aceea avem 3.5 new game mods. Unde a fost 3 game moduri jumătate, a rupt și update-ul ăsta ce e drept la momentul acela. Și am revenit cu Paula. De a fost prezentată Paula, community manager. Dar știu că aici a fost foarte multă văicăreală, multă vrăjeală din asta. Bazul a fost adăugat ca brawler cromatic. Bam, 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 skin-uri, biși, mortis, ăsta a fost de vară, cum ar fi update-ul. Dar o să-l trec la un update foarte bun. Din simplu fapt că au fost adăugate game modurile mele favorite, adică game modul meu favorit, acesta. Bro, aș vrea să vină înapoi. Aș vrea să vină înapoi basketbalul și chiar vreau să-mi spuneți ce în comentarii, dacă mai sunteți până aici, dacă mai e cineva. Nu aș vrea să vină înapoi. Volleyball-ul, nu volleyball, basketball-ul. Volleyball-ul nu-l vreau. Ăsta din nou, nu-l vreau. Foarte nervant game modul acesta competitiv. Distractiv, dar și enervant. Incorrect. Dar a venit acest Trophy Thieves care i-a ținut locul Present Plant-ului. De ce a fost scos? Că place extraordinarul pe ăsta, a făcut cei mai mulți brawler între 5. Pe ăsta vreau înapoi, bro. Vreau să vină înapoi pe joc definitiv, împreună cu basket brawl-ul. După aceea a fost adăugate din nou ăsta pe mapă. Mi-a plăcut foarte mult. Deci nu, mi-a plăcut. Game modurile mi-a plăcut foarte mult, cel puțin 2 din 3.5. Și bazul încă îmi place ca brawler, deci a fost un update bun. E o mică mențiune aici, că l-am ratat pe Griff. Deci în update-ul ăsta a fost băgat Buzz, Griff, 3.5 game moduri, practic 3 game moduri noi și unul remodelat. Cele două care mi-au plăcut foarte mult și le-aș vrea din nou pe joc. Da, deci la un update foarte bun, mai sus nici că pot să-l pun. Rămâne aici, fără doar și poate. Acum trecem la Trash Night, când a fost adăugat Ashu, care nu mi-a plăcut sincer brawl-ul ăsta, mai deloc. Dar haideți să vedem și să ne aducem aminte despre Brawl Talk-ul cu Ash. Acesta este Brawl Talk-ul. Al doilea Brawl Talk în care a apărut Paula, foarte multă poveste, foarte mult cosplay, de acolo începuse asta cu cosplay-ul, să se costumeze ei, să tragă de timp 2 minute în care arată și spun doar de Ash. Skin-uri foarte multe și scumpe, nici până acum PM-ul nu am reușit ca să o cumpăr, pentru că e extraordinar de scumpă. Așa, El Dragon Verdoso și Sprout care erau practic skin-uri de același fel, dar culori diferite, să dai gemul pe ele degeaba. A fost adăugat și de-a un plusul, dar degeaba, pentru că a fost scos, ceea ce înseamnă că a fost un game mod foarte nervant. N-au rezolvat absolut nimic cu teaming-ul, oamenii încă făceau teaming. Deci, n-au rezolvat nimic chestia asta. Improvement for the clubs, aici anunță legat de cluburi, că o să fie, mamă, și să nu mai zice că a anunțat asta cu cluburi de la Ash și a venit de-abia și tot dezastru e.
Mă bate gândul să pun la un update dezastru. Chiar mă bate gândul să pun la foarte slab cu clubul. Pentru că am stat atât de mult și am așteptat și efectiv nu au rezolvat nimic. Nu au băgat nimic. Același lucru ca la Power League. Mi se pare insane. Așa, și ăsta îl vom clasa la update decent. Nu pot să-l pun la foarte bun pentru că n-a fost un update extraordinar. După aceea avem Legendary Sidekick când a fost adăugată Meg. Meg, un brawler care îmi place și în prezent. Așa, deci aici a fost Megul care a venit din familia Maxului de pe atunci. Max și încă ceva, nu mai știu. Bam, 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 lucrează la Club League, spuneau și în ăsta, în Brawl Talk-ul ăsta că mai lucrează și ea lucrează, au lucrat de n-am mai putut. Au schimbat jocul la 360 de grade, ce pot spune. Megu rupere, a primit și ea nerf pentru că și încărca, tot timpul când ieșea din forma de mecha, dădea 3 hituri și își încărca un alt super la loc. Și acum au lăsat-o decât cu un hit. Genială, genială, Megu, genială. Făcut-o foarte ușor în 30. Efectiv au prezentat doar Megu. A venit cu skin-uri. Au scăzut clubul. Putem considera asta un update bun? Deci fără doar și poate, acesta îl voi pune la update foarte slab pentru că nu ne-a ajutat cu nimic. A fost băgată Megul, clubul anunțau și trăgeau de timp în continuu. N-a fost ceva foarte reușit. Deci consider că a fost un update foarte slab, ce nu a cotat absolut deloc. Acum mai avem 3 Brawl Talk-uri de arătat, 3 update-uri. Cam asta este topul. Nu avem deocamdată pozele de la Brawl Talk, dar putem noi așa să ne dăm cu presupusul unde din aceste cele 3 topuri am putea să le situăm. Avem acesta cu Brawl Talk, Lights, Camera and Brawl, unde din nou era cosplay. Uitați-vă și voi, adică n-avea nicio treabă cu update-ul. Nicio treabă. A fost adăugată Lola, rupere și cu brawlul ăsta, destul de bun. Doar atât. Lola. După aceea, Jessie remodel. Ăsta de ne-a dat gratis și efectiv am putut să interacționăm. Mi-a plăcut chestia asta, mi-a plăcut cu finala să interacționezi. Dar nimic altceva. Update-ul în sine a fost slab. Și chiar îl pot trece la un update. Uitați-vă și voi, bro, de Halloween ce au băgat ei. Uitați-vă ce a băgat de Halloween. Un game mode unde, credeți-mă pe cuvânt, nu știu dacă voi a juca sau nu, nu mi-a plăcut. Extraordinar deloc. Extraordinar deloc. La 7 secunde devenea invizibil și după aceea din nou. Nu, nu mi-a plăcut. Nu, nu. Mai bine băgau graveyard shift-ul decât asta. Și foarte multă vorbărie, foarte mult tragere de timp. Deci, un update foarte slab. Nu, nu pot să-l trec la decent, un update foarte slab. Chestia cea mai tare este că ne-a dat acel skin și am putut să interacționăm cu finalele. Asta a fost tare că ne-a dat skin-ul gratis, dar slab rău de tot joc, Brawl Talk-ul. După aceea trecem la penultimul update, după aia revenim cu Brawl Talk-ul unde a fost adăugat Club Orsu. Club League-ul de fapt, nu Club Orsu, că noi voiam să fie Club Ors, dar zicea, it's not Club Ors. Bă, sincer să fiu, pe cuvântul meu de onoare. Noi știm deja asta, știm Brawl Talk-ul, am văzut, n-are sens să ne mai uităm o dată peste el. De ce ai băgat Club League când noi avem Power League? De ce ai vrea să se repete același lucru, adică aceleași mape, aceeași mecanică? Numele se vede la jucători, la adversari, n-a schimbat nimic, cu nimic Power League-ul, e același lucru, doar că au băgat Club League să poți avea reward-uri și să poată băga ei gear, token-uri și power-up-uri. De aici pot spune că jocul a luat-o în jos, pentru că băgând power-up, făcând jocul mult mai greu ca să maxezi contul și gear-ul ăsta de lei foarte greu, oamenii s-au lăsat, foarte mult s-au lăsat de joc. Aici jocul a avut un picaj enorm, pot spune. Fără doar și poate, update-ul ăsta îl consider foarte slab. Foarte slab update-ul ăsta. N-a fost ceea ce trebuie, sincer să vă spun. Power-up 11 dintr-o dată pe toți brawlerii. Gear-uri pe care nici acum eu unul. Power-up-uri ok, să zicem că am avut noroc de coin-uri și că pot să fac power-up foarte curând în maxim o lună să maxez contul. Dar gear-uri nu o să pot prea curând să maxez eu pe toți brawlerii niciodată, bro, prea curând. Că a zis de prea multe ori prea curând, dar efectiv sunt revoltat. Deci foarte slab update-ul. În loc să fie din ce în ce mai bun, consider că update-urile din trecut erau chiar geniale pe lângă acest update de Club Wars, Club League, care nu a schimbat cu nimic jocul. Și am așteptat foarte mult după Club League. Și acum avem ultimul Brawl Talk din an, acesta ultimul, care a venit pe 2021, așteptă pe 2022 să vină altul, unde ne-a dat Groom-ul gratis. A venit un challenge cu Groom, ceea ce mi-a plăcut foarte mult că ne-a dat un Brawler gratis, chiar dacă este destul de slab. Ce e drept e că update-ul încă nu a venit,
Când postez eu această reacție, acest tier list, pentru că mai așteptam Feng-ul. O să vină un episod în care o să vă prezint Feng vs. toți Parola 1v1, că tot vă zic chestia asta și o să vină clar episodul. Mai avem de așteptat, mai avem încă o săptămână în afară de asta. Deci chill. Așa, grumul știm, bam bam bam, am fost băgate skin-uri ăla pe Spike, meritat. La reducere astea, pirați Spike-ul încă n-a, gen skin-uri de pirați încă n-au venit. Atenție mare, l-am vorbit. De skin-urile cu pirați, le-am arătat pe același episod, acum este ultimul an în care vin și încă nu au fost adăugate pe joc. Vă dați seama ce amintiri. Bun, environmentul ăsta de a fost adăugat. Feng-ul de trebuie să vină și o să rupă, părerea mea. Așa, ne-au dat cadouri. Da, duel, care este un game mode meritat. Special eventul ăla nu a venit încă, deci duelul încă este pe joc și îmi place extraordinar de mult. Chiar dacă se joacă anumite compuri, anumiți brawleri, îmi place, chiar îmi place. Pinul le-a primit de model, finala a fost finală. Sincer, consider că acest update, chiar dacă nu s-a terminat și suntem la jumătatea lui, a fost un update foarte bun. PES-ul s-a micșorat, va dura 7 săptămâni, adică mai puțin. Misiunile acum au fost boostate. Skin-ul pe Nita este meritat la Power League, da, am zis bine, la Power League. Da, pinuri noi, unele remodelate, unele animate. Consider că update-ul ăsta chiar a fost foarte bun. Dar vreau un update în 2022 în care următorul Club League sau cum îi lor denumi ei, să-l modifice și să nu mai aibă nicio legătură cu Power League-ul pentru că efectiv e același lucru. Adică nu vreau același lucru, bro. Nu vreau, nu știu, m-am plictisit efectiv de Club League. În afară de a fi competitiv și a lua club coins-uri pentru a lua gear-uri de pe shop și așa mai departe, nu văd ce ai putea face la Club League, părerea mea. Deci vreau un update foarte curând cu Club League-ul pentru a fi remodelat, pentru a fi ajutat, pentru a ajuta oamenii să maxeze mai rapid cu ăștia brawlerii, să-i facă power 11, să ia gear-uri și așa mai departe, pentru că altfel, nu știu, jocul ia și mai rău în jos și vedeți chestia asta și pe canalul meu și gen câți oameni s-au lăsat, din păcate. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, v-am zis, nu uitați de butonul de like și de abonare. Acolo să facem cât mai multe, vă rog din suflet. Mai ales pentru munca pe care am depus-o, pentru că am filmat aici alături de băieți Pătrovo peste, cred că o oră cred că am filmat, ceva de genul. O oră și ceva. V-a jucat din suflet dacă ați apăsat butonul de like. Sper să nu fie prea lung, clar o să fie prea lung, dar nu o să mai fac genul ăsta de reacții. Asta a fost prima și ultima dată când mai fac tier list la Brawl Talk. Dar tier list-uri cu brawler, că o să fie mai ușor, cred că o să facem. Lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți. Toate cele bune, ne vedem data viitoare la un nou tier list. Pa, pa! Subscribe!